aș avea două suflete, unul mi-ar fi plin cu cântec, iar celălalt cu poezie. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, domnul Ovidiu Burdea Someș! Dragilor, bună seara, toate gândurile frumoase din dealurile Clujului. Ca să vedeți cum e viața, când eram locotenent la Oradea, prezentatorul serilor precedente, Radu, era moș. Astăzi sunt colonel la Cluj și Radu e tot moș. Iar Ovidiu, prezentator, nu este altcineva decât colegul sau băiatul colegului meu de liceu militar de la Alba Iulia și de la Sibiu. Felicitări! După un asemenea moment de virtuozitate, mi-am zis, Doamne, pur de-a greu moment ți-ai ales. Și vă mărturisesc așa. Ideea acestui festival al berii a venit în urmă cu vreo 3 ani, când împreună cu Jean Fodilă treceam pe aici, prin zonă, și era unul rupt de beat în fața unui banner care făcea reclamă și spunea așa: mă, beți morți am văzut, beți criță am văzut, dar beți apă niciodată. Și atunci Jean a zis, bem bere. Cel mai frumos cântec al Ardealului, Drumul Gării din Beclean și o fată de ardelean, pe care nu pot să-l cânt de pe scenă și în seara asta n-am să cânt de pe scenă, ci dintre dumneavoastră. Acolo e locul meu. Și fără cu domnii. E perfect. Dragilor, ultimele studii internaționale se întreabă ce origine au avut Adam și Eva. Englezii. Adam și Eva au fost englezi pentru că doar un gentleman putea să ofere un măr unei doamne. Francezii. Adam și Eva au fost francezi. Doar o franțuzoaică se putea vinde pe o jumătate de măr. Chinezii. Adam
și Eva au fost chinezi. Doar un cuplu de chinezi se putea înmulți atât de repede să stăpânească tot pământul. Și românii. Ce Adam și Eva au fost români. Doar doi români puteau să stea în pielea goală, cu un măr în mână și să se creadă în rai. Nu erau în rai, erau la Felix, dragilor. Bagheai mă la doctor, zice, domn doctor, da. Tu e lumea de astăzi că te bârfești în fiecare zi. Nu-mi scrieți pe biletul de externare că am cancer. De ce să mă râdă tot satul? Scrieți așa. Bagheai mă, bechea, e sida. Ce, mă, nu putem face asta, nu-ți dai seama ce-mi ceri? Ce, domn doctor, să vă explic. În primul rând că sida e o bolă domnească. În al doilea rând, dacă mor eu, nu se mai culcă nimeni cu nevastă mea. În al treilea rând, ăia de s-o culcat până amu, mor de infarct înaintea mea. Și doctorul o scris așa, săracă inima mea, fost la doctor cu el.